Симошка? Мошка нормал. Мама! Мама! Ше! Салут, prieteni! Salut! Sunteți pe canalul Ierăcica Info, nu pe al meu. Și vorbim încet, deoarece Ierăcica face lecții online. Acum la ea în camera, și poate repede, câteva secunde, o să vă arăt. Și noi am hotărât repede cu mama să-i facem o farsă foarte și foarte interesantă și sper să se primească în primul rând. Și da, lui Ierăcica să-i placă. Haideți să vedem în ce va consta farsa noastră. Pentru aceasta noi ce avem? De la început avem nevoie de o buretă pentru vesel. Da? Da. Și acum mergem să-i pregătim ce o să facem din această buretă. O prăjiturică. O prăjitură foarte și foarte gustoasă și frumoasă. Da. Haideți să vedem cum se va primi. Eu acuși, cât mama va face repede aici această prăjiturică, vă arătăm cum, ca să puteți să faceți și voi acasă. Hai să trecem și leacu să arătăm ce face Ierăcica, lecție online. Da. Hai! Avem nevoie de făină, două ouă crude, desigur buretă, și de tigaie, da? Da. Așa. Bine. Hai, dar să începem. Acum punem puțină făină și din nou mesec. Este gata, da? Da. Și acum facem prăjitura noastră gustoasă. Și acum punem capacul și așteptăm ca prăjitura noastră să se prăjească bine, să fie croacantă. Iată așa, prăjitura noastră este gata prăjită, este cu ou și cu făină și acum trecem la etapa următoare, da? Da. Hai, scoate-o atent și o lăsăm puțin să se răcească. Și acum noi trebuie să arăcim și acum trebuie să o înfrumusețăm. Puneți ce vreți. Frișcă, noi acum am pus lapte condensat. Am avut. Da. O facem frumos. Vedeți, aici noi am pregătit niște ciocolate și o să o facem așa frumos, apare o prăjitură adevărată și gustoasă, da? Da. Așa. Și acum luăm ciocolată și o presurăm deasupra acestei prăjituri. Chiar arată bine. Și iată, prieteni, prăjitura noastră este gata. Mama a mai pus deasupra niște zmeură ca să pară cu totul foarte gustoasă, să fie atrăgătoare. Iată așa arată. Wow! Într-adevăr, să nu știi ce este acolo, îți se pare că este o prăjitură. Gata, acum mergem la Ierăcica? Da. Hai! Hai, vin. Erai terminat lecțiile. Uh-huh. Noi avem o surpriză pentru tine. Ridică-te în picioare că se vadă și mama și tu. Noi am făcut prima prăjitură. Noi astăzi vrem să facem mai multe și pentru toți. Multe uh-huh. să facem. Și lapte condensat cu ciocolată. Cu ciocolată, zmeură, făină. Acolo este foarte gustos. Și noi am filmat-o odată ca un vlog. Cum o alintăm noi pe Ierăcica? Mm-hmm.
Da. Deoarece vrem să-ți facem ceva plăcut, că stai în carantină, faci lecții online și măcar cu ceva să te alentăm, da? Da. Da. Și iată, ți-am adus prima prăjitură, să știi că este făcută pentru tine. Și acum da. Vom face mai departe. Acum și o să vii și o să o juți pe mama, după ce finisezi temele. Bine. Hai, dar noi ți-am adus prăjitură. Și vreau, prieteni au văzut noi cum am confecționat-o, din ce am pregătit-o, sunt foarte ingrediente plăcute acolo, gustoase, și să ne spui cum, dacă ție îți place cum arată și la gust, dacă este gustoasă. Acum? Nu, da, păi nu, dar când? Acum. Se mușcă. Mușcă normal. Ce? O mușcă. Ce s-a întâmplat? N-am înțeles. Mama! Mama! Ce? Este o prăjitură foarte gustoasă, nu? Din buret! Asta a fost o farsă. Asta e farsă. Oh. Când am putut să mușc, cu serasă mușc. Și ou, și făină. Și ciocolată, și zmeură, și lapte condensat. Ne închinui jumătate de oră până ți-am pregătit această prăjitură. După aceea se duce să mă. Este gustos? Așa e ou! Păi este ou! Este foarte gustos. Ou cu făină. Ți-a plăcut prăjitura noastră? Da. Ți-a plăcut? Da, pe asta. E bun. A, e bun? Ce cu tine? Stai, nu mușca, asta este ou care e deasupra. Iată așa, prieteni, noi am hotărât să-i facem o farsă lui Irăcica cât ea face lecții online. Dar într-adevăr, așa că pare prăjitura adevărată. Așa ce miros! Eu chiar vreau eu să o gust. Dar deasupra asta e lapte condensat cu ciocolată, distil de și cu zmeură. Este gustos, da? Da. Mai facem, da? Bine, prieteni, sper că vouă v-a plăcut farsa pe care i-am făcut-o noi lui Irăcica. Da. Da! Așa am prăjit. O să vezi, în video o să vezi cum am făcut noi tot această procedură, cum ți-am făcut această prăjitură. Bine, ți-a plăcut farsa? Bine, prieteni, și voi puteți să încercați numai decât acasă, că este foarte simplu, ați văzut cum se face și chiar pare adevărat și se primește super. Chiar seamănă. Bine, prieteni, dacă v-a plăcut, puneți like-uri și... abonați-vă pe canalul nostru YouTube, Irăcica Info. Pe curând, prieteni, și până la video următor. Pa, pa! Prieteni, la noi ce s-a întâmplat după ce i-am făcut farsa lui Irăcica? Andrei stătea la bucătărie și... și da, iată așa ne spune deja de câtva timp. Eu îi spun că nu se poate. El a văzut... ce faci? Ce vrut? Degețelul? Asta nu se poate, Andruș, asta este burietă. El a văzut și a crezut că este prăjitură, uitați-vă. Și de când ne roagă pe noi să-i dăm și lui. Nu deasupra poți să mănânci, deoarece este frișcă, frișcă și... nu? Asta. Nu este gustos. Asta. Care asta? Voi. Asta este zmeură. Zmeură, asta roșie este zmeură. Acolo este și ciocolată. Și oușor și făină prăjită. Gata, nu, da, bravo, nu trebuie să o mănânci, cum ți-am mai spus eu ție. Iată așa, prieteni, am vrut, nu am putut să nu vă arăt ce s-a întâmplat la noi după cadru. Andrieș, când a văzut că noi am ieșit de la Irăcica cu prăjitura, ce ai spus tu deodată? Și încă și cu lacrimi, noi puțin iată l-am liniștit și apoi am început să filmăm. Deoarece ca să nu plângă în cameră, da, Andriușa? Tu ai vrut tare această prăjitură, tu ai crezut că este prăjitură adevărată? Da. Acum și o să te ștergem. Mergem la bucătărie și te ștergem, da? Iată, prieteni, vreau să vă mai arăt încă o dată. Uitați-vă. Chiar arată într-adevăr foarte bine. Așa că voi puteți să încercați acasă. Să faceți, se face foarte simplu. Avem nevoie doar de buretă, ouă cu făină, prăjim această buretă, după aceea îi punem ce doriți. Iată, aici este puțină frișcă, noi acum i-am pus și Andrei de ce și-a dorit. Bine, prieteni, pe curând și așteptăm like-urile voastre pentru farsa noastră. Dacă doriți să mai facem farsă, scrieți în comentarii. Pe curând, prieteni!